De unde să ne vină liniștea dacă nu din Marele Paște? Marele Paște spre care alerga istoria și pe care l-așteptau toți israeliții și, din păcate, pe lângă care au trecut majoritatea dintre ei. Nu de mult am sărbătorit Săptămâna Mare, Învierea Domnului Iisus Hristos, apoi Rusaliile, așa că evenimentele în care intrăm începând cu capitolul 26 nu ne sunt străine. Vă aduc doar aminte de ce găsiți în textul acesta, ce conține el de fapt. În primul rând, Matei așează un cadru în primele 5 versete. Mai întâi vorbește Domnul Iisus, apoi se sfătuiesc preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului cum să-L prindă și să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos. Ascultați cuvintele Domnului Iisus cu care, practic, Matei așează cadrul pentru ceea ce urmează. Știți că după 2 zile vor fi Paștele și Fiul omului va fi dat să fie răstignit. Întrebarea este, va fi dat de către cine? Cei care erau implicați pe orizontală, preoții, bătrânii, Iuda, toți credeau că sunt la cârma evenimentelor și pot mișca istoria. Adevărul era că nu era în mâna lor lucrul acesta. Preoții cei mai de seamă, când se sfătuie să-L omoare pe Iisus, ei precizează nu în timpul praznicului ca să nu se facă tulburare. Dar ei nu știau că nu pot împiedica desfășurarea evenimentelor și nu ei sunt la cârma evenimentelor, ci Tatăl Ceresc. Totul se întâmpla după planul Lui. În planul Lui exista un ceas astral al omenirii în care trebuiau să se întâmple lucrurile și Domnul Iisus Hristos, ca unul știa că i-a sosit vremea să plece la Tatăl, ne spune Ioan în capitolul 13, versetul 1, s-a dezbrăcat de hainele Lui, a spălat picioarele ucenicilor, pregătindu-i pentru marele eveniment hotărât în ceruri, înainte de întemeierea lumii. Cârma este în mâna celui care a ctitorit planul, în mâna lui Dumnezeu. Apoi, în versetele 6 la 35, Domnul Iisus este împreună cu ucenicii Săi și sunt câteva evenimentele în șir doar. În primul rând, se întâmplă un lucru interesant. Vine o femeie și ia un vas de alabastru plin cu mir de nard curat de mare preț. Și prețul, ne spune textul, este așa de mare că lucrai un an de zile și puneai toți bănuții deoparte ca să poți să-l plătești. El îl sparge, ea îl sparge și îl varsă peste Domnul Iisus Hristos și ucenicii spun, trebuia să vândă, să fie dat banii săracilor. Domnul Iisus spune, ea l-a pregătit pentru îngroparea mea. Dar dincolo de asta, gestul ei este un gest profetic. Atunci când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, ar fi trebuit să fie uns exact la fel, ca împărat și mare preot. Dar templul fusese transformat într-o peșteră telhar, mai mare norodului, era împotriva lui, pregătiți să întinde curse, să-l prindă, să-l omoare. Și de aceea Dumnezeu alege o femeie ca să împlinească acest act profetic al ungerii împăratului și a marelui preot. Alături de ea este un alt pământean care face și el ceva pentru Iisus. Se duce la marii preoți și întreabă, cât îmi dați să vi-l dau în mână? Și au cântărit 30 de arginți. Comparați doar prețul nardului cu prețul pe care l-a primit Iuda pentru vinderea Domnului Iisus Hristos. Apoi Domnul Iisus le cere să pregătească masa de Paște și când totul era pregătit, se așează cu ei la masă și dă în vileag vânzătorul, adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde. Nu sunt eu? Nu sunt eu? Și Iuda întreabă și el, nu sunt eu? Ba da, tu ești. După care Domnul Iisus spune, adevărat vă spun că Fiul omului trebuie să plece după cum este scris. Dar vai de omul acela prin care este vândut. Ar fi fost mai bine să nu se nască. Spuneți-mi, putea Domnul Iisus să aducă în urechile și în inima lui Iuda o atenționare mai serioasă decât aceasta? Problema este că atunci când ai pornit pe drumul tău, când nu te-ai lepădat de tine însuți, să-ți iei crucea, să mergi pe urmele Domnului Iisus Hristos, planurile tale sunt mai importante decât cuvintele lui Dumnezeu. Iuda nu mai aude. Și de aceea, în timpul cinei se ridică să-și împlinească planurile. Între timp, Domnul Iisus, pe vatra mesei pascale, așează cina cea de taină pe care vom sărbători după masă. N-am să vorbesc despre ea. Dar acolo, la cina cea de taină, frânge pâinea, simbolizând frângerea trupului său
și beau paharul de vin simbolizând vărsarea sângelui legământului cel nou spre iertarea păcatelor multora. După ce au terminat și au cântat cântarea împreună cu ucenicii, a ieșit din Ierusalim și în miez de noapte a trecut Valea Chedronului și a urcat spre Muntele Măslinilor, spre grădina Ghețiman, dar pe drum a început să povestească cu ucenicii săi, înștiinceze de ceea ce va urma. Adevărat vă spun că în noaptea aceasta toți veți găsi o pricină de potignire în mine. Eu nu! A sărit Petru. Petre, înainte să cânte cu coșul, te vei lepăda de trei ori de mine, Doamne, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, eu nu mă voi lepăda de tine. Observați, când citiți textul acesta, vedeți că lucrurile se întâmplă mult deasupra capului tuturor celor implicați. Pentru că problema nu ținea doar de pământ, ci în primul rând ținea de lumea spirituală, ținea de cer. La cina cea de taină, Iuda pleacă, Domnul Iisus Hristos vorbește despre moartea sa și despre ceea ce trebuia să se întâmple, după care el se scoală împreună cu ucenicii și ajungând în grădina Ghețimani, îi lasă pe ucenicii, cu el pe Petru, Iacov și Ioan, se retrage, îi lasă și pe ei cu rugăminte, vegheați împreună cu mine. Era, dragii mei, ceasul astral al omenirii. Poate cel mai greu ceas din întreaga noastră istorie. Și Domnul Iisus se îndepărtează în grădina Ghețimani, absolut singur. Absolut singur. Ca să se împlinească profeția lui Isaia din capitolul 63, versetul 5. Mă uitam împrejur și nu era nimeni să mă ajute. Mă îngrozeam și nu era cine să mă sprijinească. Atunci brațul meu mi-a venit în ajutor. Urgia mea m-a sprijinit. Vă las să citiți textul mai departe. Scris cu sute de ani înainte, se împlinea aievia, acolo în grădina Ghețimani, în singurătatea Domnului Iisus Hristos. Pe ucenicii îi găsește dormind și prima și a doua și a treia oară. Acum puteți dormi, dar imediat le spune, sculați-vă, vine vânzătorul. Gloatele, împreună cu Iuda în frunte, au intrat în grădina Ghețimani și a venit să-L identifice pe Iisus cu un sărut de vânzător. Prietene, cu o sărutare, vinzi tu pe învățătorul tău? Este prins, legat, trit în curtea marelui preot. Și acolo începe judecata. Și căutau cu tot din adinsul să-L omoare, pentru că hotărârea fusese luată imediat după învierea lui Lazar. Tot capitolul se termină cu lepădarea lui Petru, cu împlinirea profeției Domnului Iisus Hristos înainte de cântatul cocoșului. Dar dați-mi voie să mă întorc și să plec de la felul în care așează cadrul Matei în capitolul 26. După ce a isprăvit toate aceste cuvinte sau toate cuvintele acestea, dar la ce să se refere? Aduceți-vă aminte de întâmplările din capitolele precedente. În capitolul 21, Domnul Iisus intră în Ierusalim, călare pe un mânz al mânzul unei măgărițe, intră în templul, curăță templul, după care mânios iese din templul și urcă Muntele Măslinilor până în Betania. Și a doua zi, când vine, blestemă smochinul, un gest profetic vorbind despre destinul lui Israel. Când intră în templu, este interpelat de mai mari norodului. Cu ce putere faci lucrurile acestea? În loc să le răspundă, le pune o întrebare. Ei refuză să răspundă. Și Hristos le spune trei pilde. Ei îi întind trei curse. După care vine și cu răspunsul la întrebarea lor. Cine este Hristosul? Fiul lui David, au zis ei. Atunci de ce zice David? De ce îl numește Domnul meu? Și ei rămân absolut muți. Și Domnul Iisus Hristos trebuie să rostească peste întregul Israel și peste Ierusalim verdictul prin cele opt vaiuri din capitolul 23. Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să strâng copiii, cum strânge găina puii sub aripi și n-ai vrut. Vi se va lăsa casa pustie. Și adevărat vă spun că nu mă veți mai vedea până când veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Dar, dragii mei, noi încă așteptăm momentul acesta al venirii Domnului Iisus Hristos.
Apoi Domnul Iisus iese din Ierusalim și pe muntele Măslinilor, în capitolul 24, descrie semnificația blestemării smochinului prin dărâmarea Ierusalimului. Dar ucenicii au pus o dublă întrebare. Când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale? Și de aceea capitolul 25 se încheie cu judecata finală, în care Hristos împreună cu sfinții lui va ședea pe scaunul lui de judecată și va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Va pune oile la dreapta, caprele la stânga. Va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția, iar celor de la stânga lui, duceți-vă în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. După ce a isprăvit de spus toate cuvintele acestea, Domnul Iisus a zis ucenicilor săi: știți că după două zile va fi Paștele și Fiul omului va fi dat să fie răstignit. Am scos din text trei lucruri de care aș vrea să mă leg. După două zile vor fi Paștele, praznicul acela sărbătorii de 16 secole, comemorând ieșirea din Egipt, așteptând izbăvirea dintr-o robie mai cumplită decât cea lui Faraon, din robia păcatului. Apoi este Fiul omului, care de Paștele acesta urma să fie tocmai mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, pregătit pentru junghiere, pregătit pentru răstignire, ca să aducă, să adune pentru Dumnezeu un popor din orice neam, orice seminție, orice norod și orice limbă. Dar să mă întorc înapoi la originea acestui praznic, în Exod capitolul 12. Domnul a vorbit lui Moise și prin el poruncește copiilor lui Israel ca în ziua 10-a lunii 1, luna Nisan, fiecare să cumpere un miel de o casă sau, dacă sunt prea puțini, pot să mănânce două familii din mielul respectiv. Să-l păstreze până în ziua 14, să-l junghie între cele două seri și gata de drum, gata de ieșire, gata de exod, gata de eliberare, cu toiagul în mână, încălțămintea în picioare, să fie pregătiți pentru semnalul de plecare. Dar atunci când se poruncește să se aleagă mielul de Paște, Dumnezeu ține să precizeze o anumită condiție. Mielul trebuia să fie fără cusur, de parte bărbătească, de un an. Fără cusur, de parte bărbătească, de un an. În baza acestei cerințe a lui Dumnezeu, timp de 16 secole, nimeni n-a putut jerfi mielul de Paște fără ca preoții să-l inspecteze. Înainte de a ajunge cu el la locul junghierii, erau preoți care, dacă ar fi avut un cusur, de întorceau, trebuia să-ți cumpere un alt miel. Mielul de Paște trebuia să fie fără cusur. Mielul de Paște trebuia să fie fără cusur. Dar de Paștele acesta, mielul de Paște era însuși Fiul lui Dumnezeu. Ioan îl numește, iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Și m-am întrebat, oare Fiul lui Dumnezeu, mielul de Paște al lui Dumnezeu, putea să treacă neinspectat la junghiere? Sau a trebuit să treacă și el prin furcile aceia a inspectorilor ca să vadă dacă nu cumva este vreun cusur în el? Și într-adevăr, de data aceasta, nu unul, nu doi, ci patru îl inspectează. Mai întâi este marele preot în mijlocul Sinedriului, apoi este Pilat, apoi este diavolul. Și apoi este Dumnezeu însuși. Dar întrebarea este, de ce am separat pe unii de alții? Dragii mei, marele preot și Sinedriu și Pilat sunt oameni, ei văd ce văd. Dar problema, evenimentele, erau de o complexitate imensă. Erau evenimente cosmice. Problema nu era între Dumnezeu și oameni, problema era între Hristos și diavolul. Aduceți-vă aminte de judecata din Eden. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, tu îi vei zdrobi călcâiul. Observați, Hristos, ca în ispitirea din pustie, avea de-a face cu diavolul și cu îngerii lui, avea de-a face cu lumea spirituală și evenimentele care se pregăteau aveau o dimensiune cosmică. Și de aceea, diavolul a fost primul care ar fi vrut să găsească vreun cusur în el, ca să zică: ești al meu. Toți cei patru trebuie să-L examineze pe Domnul Iisus Hristos. Dați-mi voie să le iau pe rând.
Mai întâi, după ce a fost prins și târât în curtea lui Caiafa, Caiafa adună Sinedru pe bătrânii poporului și adună tot felul de martori mincinoși împotriva lui Hristos și încep să-l acuze cu una și cu alta și Hristos tace. Și marele preot întreabă, nu răspunzi nimic, tu n-auzi de ce te învinuiesc? Hristos n-a răspuns. Și atunci marele preot se ridică și ascultați cuvintele lui. Te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Hristos putea să tacă în continuare. Ar fi fost cel mai înțelept lucru dacă ai fi vrut să nu dai apă la moară pârâșilor tăi. Dar de data aceasta, Hristos ridică capul și răspunde clar și răspicat. Da, a răspuns el, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. În clipa aceea, marele preot se ridică și sfârșie hainele și strigă, a hulit! Ce nevoie mai avem de martori? Ați auzit voi înșivă hula lui, ce credeți? Și Sinedrul a răspuns, este vinovat să fie pedepsit cu moartea. Vinovat? De ce? Vinovăția lui era că a zis, da, sunt Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dacă ar fi fost un impostor, un om de rând, care se dădea Hristosul și Fiul lui Dumnezeu, era vrednic de moarte în baza legii lui Dumnezeu. Orice blasfemie trebuia pedepsită cu moartea. Dar, dacă într-adevăr era Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dar, dacă într-adevăr era Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. S-a făcut dimineață și pentru că ei n-aveau dreptul săbiei, dreptul la viață și la moarte, îl târăsc în fața judecătorului, în fața lui Pilat. Dar ce să vii la Pilat cu a zis că este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? Pe el nu-l interesau problemele lor religioase, el era acolo să păstreze liniștea și pacea în Ierusalim. Și ei știau, nu în timpul praznicului, să nu se producă tulburare. Și vin cu o altă acuză, s-a dat pe sine însuși că este împăratul iudeilor. Asta e o altă problemă. Asta are un iz politic pentru că se pune față în față cu cezarul și împotriva lui. Și Pilat îl întreabă, ești împăratul iudeilor? Da, sunt. Dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei ar sări în apărarea mea. Dar atunci, un împărat, tot ești. Da, eu sunt împărat. Eu am venit să mărturisesc despre adevăr. Dar ce e adevărul? Domnul Iisus, adevărul care stătea în carne și oase în prezența lui Pilat, nu-i răspunde. Vine soția lui și spune, se, n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta. Pilat îl scoate afară și spune, nu găsesc nicio vină în el. Poporul atâțat de mari preoți strigă, răstignește-l, răstignește-l. Pilat îl duce înăuntru, îl bate, îi pune coroana de spini, îl aduce înaintea lor, zice, ecce homo. Iată omul. După care îl aduce pe Baraba și zice, alegeți pe unul dintre ei. Pe Baraba! Pe Baraba! Dar ce să fac cu Iisus? Să fie răstignit! Ce rău a făcut? Să fie răstignit! Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. A cerut ligianul, s-a spălat pe mâini și a zis, eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Verdictul curții de judecată de atunci, nu găsesc nicio vină în el. Singura vină care a rămas este că a zis că este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dar în Evrei, capitolul 4, versetul 15, se spune că Domnul Iisus în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. În toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Mă întreb, fără păcat, chiar și în fața standardelor pe care El însuși le-a ridicat în predica de pe munte? Nu e așa că după fericiri, în capitolul 5, versetul 17, spune, El n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc.
După care, în versetul 21, el începe, ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi. Dar eu vă spun, oricine se mânie, oricine spune prostule, nebunule, este un ucigaș și este vrednic de moarte, să fie dat în mâinile soborului și mâna judecătorului. Oricine se mânie pe fratele său? Nu e așa că în Duminica Florilor Domnul Iisus a intrat în templu și a făcut un ștreang sau din biciuri sau din ștreanguri un bici și a început să scoată afară pe vânzători, pe schimbătorii de bani, ci să strige, casa tatălui meu va fi chemată o casă de rugăciune și voi ați făcut din ea o pește de tâlhare. Oricine se mânie pe fratele său? Acum înțeleg de ce judecata oamenilor n-a fost suficientă. De ce două inspecții nu erau suficiente ca mielul de Paște să fie dovedit potrivit, desăvârșit, fără cusur? Pentru că nu pe tărâmul oamenilor se dădea adevărata bătălie, ci în lumea spirituală. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, tu îi vei zdrobi călcâiul. În grădină era șarpele, diavolul, Adam și Eva. Sămânța Evei, sămânța femeii, trebuia să intre în conflict direct cu cel care ne-a furat pacea și liniștea de care am cântat, făcându-ne vrășmași cu Dumnezeu și obligându-L pe Dumnezeu să ne izgonească din prezența Lui. Așadar, cel interesat să-l inspecteze ca să găsească vreun cusur în el a fost în primul rând diavolul. Dar unde și când s-a întâmplat lucrul acesta? Petru vorbește despre această inspectare în mod indirect a Domnului Iisus Hristos în 1 Petru capitolul 3, versetele 18 și 19. Petru știa că Domnul Iisus trebuie să fie împlinirea a tot ce sistemul jertfelor levitigoale prefigura. Toate sărbătorile trebuiau să împlinească în el. El este telosul, ținta, sfârșitul legii. În el se adună toate prefigurările Vechiului Testament. Iar în miezul sărbătorilor era ziua ispășirii, în ziua 10-a, a lunii a 7-a, Yom Kippur. Poporul aducea doi miei sau doi țapi și se arunca sorțul. Unul ajungea să fie al Domnului, celălalt să fie al lui Azazel. Cine o fi Azazel, nu se știe, dar dacă sorțul poate fi aruncat și oricare miel poate fi al oricui, atunci trebuie să fie pretinsul Dumnezeu, nu-i așa? Că acolo se dă bătălia între Dumnezeu și șarpele. El a rostit blestemul asupra lui în grădina Edenului. Țapul care a ieșit la sorți pentru Domnul urma să fie țapul pentru jertfa de ispășire, iar celălalt să fie țapul emisar. Ca proemisario, da? Să care păcatele întregului popor în domeniile lui Azazel, acolo unde ele aparțin. În ziua aceea, Aron intra cu sângele lui pentru el și casa lui și când ieșea afară nevătămat, poporul se bucura pentru că aveau un mare preot pregătit ca să facă mijlocire și pentru ei. Și apoi se junghia țapul pentru jertfa de ispășire și cu sângele țapului intra până în prezența lui Dumnezeu și stropea cu degetul de 7 ori pe scaunul îndurării în Sfânta Sfintelor. După care, fiind absolut singur, absolut singur în cort, nu putea să fie absolut nimeni cu el, el o singură dată pe an făța ispășire pentru lucruri. Păcatele stau pe oameni, noi suntem agenții morali, noi le facem, noi plătim pentru ele, dar în economia lui Dumnezeu, când îți mărturiseai păcatul, prin sângele jertfei, păcatul l-a luat de pe tine și era depozitat în cortul întâlnirii și cortul devenea o magazie de păcate. Dumnezeu se încărca cu toate păcatele mărturisite în așteptarea prețului pe care marele preot îl prezenta în Sfânta Sfintelor o dată pe an. Făcea ispășire pentru Sfânta Sfintelor, pentru cort, locul preasfânt și pentru altarul de aramă. Priviți schița cortului. Dacă intrați din răsărit înăuntru, tot ce atingea sângele în anul ispășitor precedent trebuia curățat. Așa cum sângele, când îmi mărturiseam eu, Beniamin Benelia, păcatul, prin jertfa de ispășire, era luat de pe mine și trecea
pe fruntea marelui preot care îl depozita în templu, așa de data aceasta, cu acela sânge, preotul aduna toate păcatele și își punea amândouă mâinile pe țapul emisar, pe țapul pentru Azazel. Și toate păcatele mărturisite erau încărcate pe țapul pentru Azazel și un om curat îl ducea în pustie într-un loc din care să nu se poată întoarce. Petru știa toate aceste lucruri, asistase la ele întreaga lui viață, cunoștea Scripturile și el știa că Domnul Iisus Hristos trebuie să împlinească funcția ambilor țapi ca să avem adevărata odihnă, libertatea de a intra în prezența lui Dumnezeu. Și în lumina acestui adevăr, el scrie în 1 Petru capitolul 3, versetele 18 la 20. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, el cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, sau viu în duh, s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Imaginați-vă pentru o clipă. Țapul pentru Azazel, încărcat cu toate păcatele mărturisite, a fost trimis într-un loc din care să nu se mai poată întoarce. Imaginați-l pe Hristos în grădina Ghețimani, stând în fața cupei cu toate păcatele omenirii, transpirând. Și sudoarea lui s-a transformat în picături de sânge când a zis: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta fără să-l beau. De 3 ori. După care s-a plecat și a zis: dacă nu se poate, facă-se voia ta. Și Domnul Iisus a fost pregătit să deșarte cupa cu toate păcatele omenirii. Toate păcatele omenirii. Inspectat de marele preot, inspectat de Pilat, inspectat de diavolul, dar când și cum? Acum imaginați-vă, când Domnul Iisus, încărcat cu păcatele tale, ale mele, ale omenirii întregi, ajunge în domeniile, în închisoarea duhurilor, îmi închipui, și asta este închipuirea mea, că demonii, dracii cu șarpele împreună cu diavolul au început să dănțuiască în jurul lui, să spună: hei, ai venit la noi, ești al nostru! Și Domnul Iisus, în timp ce deșerta păcatele omenirii, a zis: dacă ceva din al vostru găsiți în mine, sunt al vostru. Țineți minte când frații lui Iosif împreună cu Beniamin au plecat și Iosif a strecurat paharul lui în sacul lui Beniamin? Și Iuda zice: la cel la care se va găsi cupa este al tău, robul tău. Imaginați-vă că ceva cusur diavolul ar fi găsit în Hristos. Învierea ar fi fost imposibilă. El era al lui. Și de aceea diavolul a fost cel mai interesat să-l întoarcă pe față și pe dos. Așa cum a încercat în pustie și n-a reușit. L-a lăsat pentru o vreme, dar acum a venit ceasul în care lucrul acesta trebuiau să se întâmple. Dar în ultimă instanță, jertfa lui Hristos îl vizea pe Tatăl. Nu pe noi, în primul rând. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Și de aceea cel mai interesat în a-L inspecta a fost Dumnezeu însuși. Din pricina păcatului, între noi și Dumnezeu a căzut vălul gros, zidul păcatului, și noi nu ne puteam opri decât în fața acestui zid. Când Nadab și Abihu au încercat să intre, au ars de vii în prezența Domnului. Întrebarea este: cine, cum va dărâma zidul de la mijloc? Întreabă Pavel în Efeseni capitolul 2. În Evrei capitolul 5, versetele 7 la 10 spune: El este acela care în zilele vieții sale pământește, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte. De la care moarte? În primul rând de la moartea atingerii păcatului, a cusurului care ar fi invalidat jertfa Lui și L-ar fi lăsat în locuința morților pentru totdeauna. A fost ascultat din pricina
evlaviei lui, pentru că deși a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, el n-a avut păcat. Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut sau dovedit desăvârșit, s-a făcut pentru toți ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice, ca ce a fost numit de Dumnezeu mare preot în veac, după rânduiala lui Dumnezeu. În ziua cincizecimii, când Duhul lui Dumnezeu se coboară și se oferă ultima șansă oamenilor adunați la sărbătoare, la praznic, în capitolul 2, versetele 22 la 24, Petru se ridică să vorbească. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el. Pe omul acesta, da, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți, dezlegându-i legăturile, căci nu era cu putință să fie ținut de ea. Dumnezeu l-a înviat. De ce? Pentru că, deși a fost ispitit în toate lucrurile ca noi, el a fost fără păcat. El nu purta păcatele lui, ci păcatele mele, păcatele tale. În Romani, capitolul 4, versetele 24 și 25, Iisus Hristos, Domnul nostru, a fost dat din pricina fără de legilor noastre și în viderea mare, el a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Dar textul nu se oprește aici, ci spune... Și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Dragii mei, învierea Domnului Iisus Hristos este strigătul lui Dumnezeu că a trecut toate inspecțiile mielul de Paște. Toate. Și a marelui preot, și a lui Pilat, și a diavolului, și a lui Dumnezeu însuși. Învierea este dovada faptului că El era Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Pregătirea pentru Marele Paște. Știți că după două zile va fi Paștele și Fiul omului va fi dat să fie răstignit. Dat de către cine? De către marii preoți? De către bătrânii norodului? De către mașinațiile lui Iuda? Nu, dragii mei. Paștele acesta era hotărât din veșnicii și toate cele 16 secole așteptau împlinirea acestui plan al lui Dumnezeu. Dar dacă Fiul lui Dumnezeu era mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, așa cum 16 secole, niciun miel n-a fost jertfit fără să fie inspectat, nici el nu putea ajunge pe cruce în locul tău, în locul meu, ca miel de Paște, fără să treacă prin toate inspecțiile, marele preot, Pilat, diavolul, Dumnezeu. Dar nu uitați, evenimentele au dimensiuni cosmice. Problema nu era între Dumnezeu și oameni, problema era între Dumnezeu și șarpele, între sămânța femeii și Hristos. Acolo era bătălia, acolo trebuia câștigată biruința. Și Pavel ne spune că l-a dezbrăcat domniile și stăpânirile după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Prin cruce. Da? A ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Vina s-a făcut pe sine Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, sau a zis, da, eu sunt, ba mai mult, de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Inspectarea lui a început mult mai devreme. Ioan era în temniță și trimite pe doi din ucenici să-l întrebe, tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Adică ești Hristosul, ești Fiul lui Dumnezeu? Așa cum am auzit eu un botez despre tine, ești tu acesta? Domnul Iisus îi trimite la profeția din
Isaia. Dar răspunsul vine clar și răspicat puțin mai târziu în Cezarea lui Filipi din gura lui Petru. Cine zic oamenii că sunt eu? Dar voi! Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Petre, nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Dar dovada n-a putut fi decât învierea lui din morți. Și de aceea capitolele 26 la 28 cu care se încheie Evanghelia după Matei ne aduce în punctul focal al planului lui Dumnezeu. Ne aduce la cel mai important eveniment al istoriei, la moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Și nu la întâmplare a strigat pe cruce, s-a isprăvit. În momentul acela, soarele s-a întunecat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și perdeaua dinăuntru templului s-a rupt de sus și până jos. Și prin aceasta, Duhul spune alămurit că drumul spre casă este în sfârșit deschis. Te poți întoarce, mă pot întoarce. Dragii mei, jertfa lui Hristos pe cruce a spulberat zidul, a deschis drumul și ne invită acasă. Astfel, dar, fraților, prin sângele lui Hristos avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce-a făcut făgăduința. Împăratul însuși a redeschis porțile împărăției lui Dumnezeu și te cheamă acasă, ca fiul risipitor. Dar știți cu ce preț? Nu cu argint sau cu aur ați fost să-ți cumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moștenisesc de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusuri și fără prihane, care a fost cunoscut ca miel înainte de veșnicii și a fost arătat acum la sfârșitul viacurilor pentru noi. Interesant, capitolul nostru se termină cu lepădarea lui Iuda. Lepădarea lui Petru, mulțumesc. Dar înainte de lepădarea lui Petru a fost lepădarea lui Iuda și aș vrea să aduc în paralel pe cei doi. M-am întrebat și eu, care dintre ei e mai vinovat? Știți ce s-a întâmplat? Petru se strecoară, ajutat de Ioan, în curtea marelui preot și în timp ce stătea la foc, vine o slujnică, a, și tu ești. Nu sunt, nu-l cunosc. Vine a doua. Când a treia oară este acuzat, se jură. Nu cunosc pe omul acesta. Și cântă cocoșul. Și în clipa aceea își aduce aminte de cuvintele Domnului Iisus. Iese afară și a plâns cu amar. Vă întreb, Iuda și-a plâns păcatul? Cum nu? După ce a luat cei trei zile arginți, a văzut ce se întâmplă și că Iisus este osândit la moarte, vine înapoi la preoți cu arginții și zice, luați-vă arginții, am vândut sânge nevinovat. Cine e mai vinovat? Iuda sau Petru? Iuda n-a reușit să facă ce le-a spus Domnul Iisus în Cezarea lui Filipi. Dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, de gândurile lui, de teologia lui, de tradițiile lui, de felul în care a crescut. Și Iuda, Iscariotanul, cuțitarul, era probabil unul dintre zeloți și teologia lor spunea că ei trebuie să pornească răzmerița împotriva Romei și Mesia va veni să ducă la victorie ce au început ei. În 3 ani și jumătate, Iuda a ajuns absolut convins că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu, că este Mesia. Absolut convins. Dar teologia lui l-a împins la fapta lui. Și aici e tragedia imensă, dragii mei. Noi ne îndrăgostim de ideile noastre. Și nu ne putem lepăda de noi înșine să luăm crucea, să urmăm pe Iisus acolo unde nu ne place sau unde nu înțelegem.
Și pentru că ținem mai mult la ideile noastre decât la cuvântul lui, cădem în plasa lui Iuda. Dar Petru? În noaptea aceasta toți veți găsi o pricină de potignire în mine. Eu, Doamne, eu nu, dacă toți aceștia, și Iuda era prezent, eu nu. După care Domnul Iisus spune, te vei lepăda de 3 ori de mine înainte să cânte cocoșul. Doamne, chiar dacă ar fi să mor sau ar trebui să mor cu tine, nu mă voi lepăda de tine. După care ajunge în curtea marelui preot să te lapezi de Hristos cu jurământ, ascultați cuvintele marelui preot, te jur pe Dumnezeul cel viu. Pe ce-o fi jurat Petru? Când a 3-a oară a zis, nu-l cunosc! Cocoșul l-a trezit. De ce spune Scriptura? Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Cum se rezolvă păcatul? Există un singur preț pentru el, pentru orice păcat. Și pentru al lui Iuda, și pentru al lui Petru. Dar, întrebarea este, unde s-a dus Iuda și unde s-a dus Petru să-și rezolve problema? Iuda s-a dus la marii preoți. I-au râs de el. Și-au cumpărat o țarină pe cei 30 de arginți. Iar el s-a dus, s-a spânzurat. Petru, purtându-și remușcarea și povara, dragii mei, merge la pescuit și când aude că Iisus este cel ce strigă de pe mal, se încinge, se aruncă în apă, înoate la mal. Restul știți. Mă iubești? La fiecare lepădare, o întrebare de vindecare. Doamne, Tu toate le știi. Știi că Te iubesc. Paște, mielișeile, oile mele. Domnul Iisus îl iartă și îl așează înapoi în lucrare. M-am întrebat, unde Biblia ta ce trebuie să tac și eu, dar nu cumva noi singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu, nici barii preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat și eu și tu. Dragii mei, și nu ostașilor prin sorți cămașa albă și-o dedu, ci tuturor. Dar tu nu porți. Și fără ea toți suntem morți. Și eu și tu. Și acum Iisus cel condamnat, azi El te întreabă, da sau nu? Ești și tu vinovat? Eu am spus da și sunt iertat. Dar tu...